Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, tare mă bucur că putem intra din nou în casele dumneavoastră. După o vacanță de 2 săptămâni, eu am revenit cu tot dragul în calitate de gazda emisiunii Dor Călător, Adina Roșca. Ca de fiecare dată, să știți că eu vă transmit numai gânduri frumoase și bănuiesc că v-a fost dor de emisiunea noastră, dar și mie mi-a fost dor de locurile natale. Să știți că eu am venit în țara Făgărașului, ce-i drept așa, pentru câteva zile în vacanță. Dar totuși m-am gândit să îmbin utilul cu plăcutul și mi-am chemat și colegii de la Etno TV, iată, să realizăm câteva emisiuni de aici, din inima țării, din țara Făgărașului. Mai precis, noi am poposit la sâmbăta de sus, la pensiunea Miruna, și reprezentanții tineri ai familiei Paler sunt astăzi alături de mine. Bine v-am găsit, dragi prieteni acasă! Ioana este în dreapta mea, dragi telespectatori, în stânga l-am pe Lucian. El este îmbrăcat astăzi în bucătar, dar o să vedeți pe parcursul emisiunii de ce. Pentru că tare ne face cu ochiul și berbecuțul care e la proțap și produsele astea din spate, bucate tradiționale, dar vă spunem pe parcurs. Ioana, bine te-am găsit aici la noi acasă, unde ne simțim cel mai bine. Bună ziua și bine ați venit la pensiunea Miruna. Ne bucurăm să vă avem invitați și, după cum se cuvine, ne vom aștepta cu masa pusă, cu miel la proțap. Da, și coțuică bună! Sigur că da, și avem și aici și un pic de vin în ulcior. No, foarte bine. Vinul, să știți că încă eu nu l-am încercat, dar răchia aseară am încercat-o cu toții și am încercat și bucatele cu care voi ne-ați așteptat. Vă mulțumim din suflet. Câteva cuvinte să le spunem celor de acasă despre complexul pe care voi îl dețineți de aici, de la sâmbăta de sus, pentru că sunt mai multe pensiuni, practic, aveți și diverse, nu știu, cei care ajung aici pot avea activități diverse. Da. Spune-ne despre Sigur ce este da. Vorba. În primul rând, obiectivul principal pe care îl avem este mănăstirea Sâmbăta de Sus, Brâncoveanu, care se află la 2 minute de mers pe jos. De asemenea, avem și centru spa, piscină interioară, saună uscată, sauna umedă și masajul, unde așteptăm toate doamnele și domnișoarele să se relaxeze. O, asta, da, să știi că eu n-am știut că aici, aproape de casă, avem atâtea chestii frumoase. Ceea ce n-ai menționat tu și aș vrea să le spunem celor de acasă, în sezonul de iarnă pot veni să se cazeze la voi aici, la pensiunea Miruna, pentru că la doi pași se află și pârtia de schi de la Drăguș. Vă mulțumim din toată inima că sunteți gazde primitoare și vreau câteva cuvinte să ne spună și domnișoara de lângă tine. Cum te cheamă, domnișoară? Ioana. Tot Ioana te cheamă și pe tine. Și câți anișori ai? 9. 9 anișori, dar eu știu că tu nu locuiești aici, am dreptate? Da. Dar unde locuiești? În Germania. În Germania. Da, păi și în Germania. În Germania ai crescut și totuși ai venit să te măriți în România? Da. Ai vrea să-ți găsești un drăguț aici în România? Nu știu. Sigur că păi dacă da, mereu spune că aici este mai bine acasă. Și păi mâncarea exact. Este mai bună, totul este mai bun. Merge, face școală dincolo în Germania, se întoarce acasă. Așa ar fi bine, așa ar fi bine. Ne-ai promis că așa o să faci? Da. Bine, domnișoara Iana, dar ia să-mi spui că tu mi-ai zis că acasă în Germania ai și un costum săsesc, dar și unul românesc, cel pe care îl porți astăzi. Care îți place mai mult? Românesc. Ca aplauze pentru acest lucru! Tare mândră ești! Să-ți ajute Dumnezeu să fii cu cei mai frumos din Germania, să aduci și la român, că și noi suntem oameni faini, suntem oameni gospodari. Și acum, dragi telespectatori, o merge să ne petrecem, pentru că au sosit o grămadă de colegi dragi de cântec, care doresc, desigur, să vă încânte! Am stat de vorbă cu ale noastre gazde de aici, de la pensiunea Miruna, dar parcă vrem să ne și petrecem astăzi. Ia uitați ce prieteni dragi ni s-au alăturat. Au venit în țara Făgărașului soții Edveș, doamna Elena, domnul Augustin. Tare mă bucur că ne revedem și că suntem sănătoși. Ce faceți? La fel de frumoasă sunteți, doamna Elena. Sunteți mai frumoasă decât floarea pe care o purtați astăzi pe bazma.
Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ne revedem din nou în acest loc minunat și binecuvântat de Dumnezeu. Așa este, pentru că noi suntem aproape de mănăstirea Sâmbăta de Sus, de mănăstirea Constantin Brâncoveanu. Știu că dumneavoastră ați mers înainte de această emisiune și v-ați liniștit acolo. Așa este. Și poate că de asta ați venit încărcați de energie să petreceți alături de noi. Așa este? Așa este. Vă mulțumim, domnul Augustin, dumneavoastră. Ce ne spuneți de data asta, că așa de frumos grăiți dumneavoastră? Mă bucur că ne-am întâlnit din nou cu toată echipa. Doamne ajută, păi trebuie să iasă bine și știți de ce? Că dumneavoastră niciodată nu veniți cu mâna goală la noi. Și acum eu dau din casă. Dumneavoastră în permanență veniți cu o răchie la noi. Dacă ne dă Dumnezeu, de ce să nu dăm și la alții? Mulțumim din suflet! O răchie de prună, vă rog frumos să mă ajutați cu microfonul, să ajungă și în dreapta mea, domnul Gheorghe Verian. Mă bucur că ne revedem și la noi acasă, mândru că sunteți făgărășan! Să rămână, mulțumesc mult, Adina, mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna am fost și Etno TV e alături de tot folclorul, de toată calitatea folclorului din țara asta. Cel puțin să știți că noi ne dăm silința să nu-i dezamăgim pe cei de acasă. Noi ne dorim să le aducem în dar cântece pe plac, nu numai muzică populară de calitate. Uneori cei de acasă vor să asculte și muzică de petrecere, poate și câte două, trei refrene etno, că așa e șade românului, bine să petreacă și să asculte muzică. Păi da, pentru că românul întotdeauna a petrecut, știe să petreacă, știe să muncească, știe să cânte, știe să joace. Cred că e cea mai talentată nație de pe glob. Aoleo, suntem noi așa de talentați, desigur. Dumneavoastră, de câți ani cântați? Păi că am din 72. Și din 72 până acum câți sunt, domnul Gheorghe Verian? Nu am făcut să și vă 40. Ioi, mulți înainte, câteva aplauze pentru domnul Verian. Că ui, o viață întreagă și a dedicat-o cântecului popular. Astăzi n-ați venit singur, ați venit însoțit de Adrian Blaj. Mă bucur că ne revedem, vreau să-i mânăm și lui microfonul. Bine v-am găsit la această frumoasă emisiune, pe așa un timp frumos, cu prieteni lângă noi. Păi ce-am putea face, dacă ține Dumnezeu cu timpul ăsta, fain, noi ce-am putea face? Să punem un vin la rece, exact, și să petrecem. Adrian, îți mulțumesc din suflet, tu înainte de emisiune mi-ai oferit un cadou, îți mulțumesc din toată inima. Le spun și celor de acasă, sunt trei cântece, sunt trei texte pentru cântece, viitoare cântece, foarte frumoase. Să știi că ești înzestrat de la Dumnezeu cu talent și eu te apreciez. Eu fac asta din plăcere, să ajut omul. Dar cântecul pe care tu astăzi îl interpretezi este compus de tine? Nu, sunt cântece culese. Cântece culese. Am înțeles. Păi haideți să lăsăm vorba la o parte și să le oferim celor de acasă cântece frumoase cu dumneavoastră. Mai întâi Elena și Augustin Edveș, Gheorghe Berian și Adrian Blaj. Săracul cu dor, să
Iată că eu am chemat ajutoare de ajutoare dacă sunt la mine acasă, mi-am permis acest lucru și mi-am invitat toți prietenii să ne petrecem, că am spus și o țară mai devreme, așa e șa de românului, bine, să se petreacă. Doinaș și Cătălin, mă bucur că ne revedem, iată suntem la noi acasă și eu cred că în general făgărășenii sunt gazde ospitaliere. Este așa sau nu este așa? Draga mea, Dina, mă bucur să fac parte dintre prietenii tăi. Așa. Cadou de altfel. Mă bucur să vă dea Dumnezeu sănătate pentru aplauzele astea faine. Mă bucur din suflet, din cel puțin două motive. Mă bucur că echipa Etno TV, prin intermediul emisiunii Dor Călător, a poposit aici pe Plaiuri Făgărășene, la pensiunea Miruna, și mulțumim domnului Paler și familiei dânsului pentru ospitalitate și pentru tot ce ne-a oferit aici. Și să mai veniți pe la noi și tu cu toată echipa ta, că tare bine ne simțim pe plajă. Doamne ajută, vă dați seama că eu sunt un pic mai emoționată decât de obicei, pentru că mi-aș dori ca ai mei colegi să se simtă aici, în Țara Făgărașului, ca acasă, pentru că acasă ei fac parte din viața mea și, desigur, și aceste locuri frumoase. Știu că astăzi a venit alături de noi un prieten drag de-al tău, un fost coleg de la Școala Populară de Arte din Sibiu. Să știți că Adina Roșca, atunci când începe să vorbească, nu se mai oprește, sau foarte greu se oprește. Acesta, ce spuneai tu mai devreme, este al doilea motiv de bucurie al meu, pentru că trebuia să se întâmple de mai multă vreme treaba asta. Mă bucur din suflet că Sorin Bărsan este alături de noi. Poate cei de aici sau cei din fața micilor ecrani, nu știu, noi avem un punct comun sau un trecut comun. Amândoi am trecut pragul aceleiași școli populare de arte, Ilie Micu de la Sibiu. Și o să-l rog și pe Sorin să spun același lucru, pentru că sunt convins că are foarte multe de spus. Eu știu că astăzi e o țară emoționată dacă mă ajuți cu microfonul. Dar știi de ce e emoționat? Că până acum au stat între două mândre faine și de aia... Păi probabil, dar emoțiile cred că au trecut, că acum de când ai călcat pragul emisiunii noastre, ai văzut că aici nimeni nu mușcă, aici toată lumea petrece și se simte bine. E adevărat, eu vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat astăzi, nu mă așteptam. Păi de ce să nu te aștepți? Eu cred că mai mare a fost emoția în suflet, da, pentru că tu ai îmbrăcat costumul popular după câți ani? După 14 ani. Aplauze, vă rog frumos! Că ăsta cred că este un moment emoționat pentru tine și cum îi? Ți-e cald în ele? Un pic. Exact, mai bine mai târziu decât niciodată, că tu ești un om tare talentat și mai mult de atât, ai și material folcloric de calitate. Da, e adevărat. Felicitări. Acum pentru las publicul să apreciază. Felicitări pentru acest lucru și eu chiar vreau să revii cu drag în branșa aceasta. Eu cred că o să fii și primit cu brațele deschise, pentru că ai de ce, ești un om bun. Cu mare drag. Un suflet mare. Cu mare drag și încă o dată vreau să spun publicului, nu mă așteptam. Când am auzit, când a sunat telefonul și ți-am auzit vocea, credeam că e o glumă. Oh,
Păi cum să fie o glumă? La noi totul e posibil. Gânduri frumoase pentru cei dragi de acasă, care, iată, te revăd după atâția ani îmbrăcat în costum popular. Ce să le zic? Să le dea Dumnezeu sănătate și... Să te aprecieze, să-ți aprecieze da, munca. Să aprecieze munca de calitate. Da, promis a tuturora. Promis că nu te mai lași niciodată? Promit. Așa, în văzul tuturor, în fața promit. Națiunii. Așa, da, ce-a fost mai promit. Greu o trecut. Acum cântarea o să meargă repede. Vreau să ajungă microfonul și la Mădălina Grama, pentru că și eu am venit astăzi să petreacă alături de noi la Dor Călător. Mă bucur că ne revedem. Bine te-am găsit. Ce să spun, am venit cu melodii frumoase. Ne bucurăm că sunteți aici acasă cu noi, să da, petrecem drag, frumos. Am venit în Țara Făgărașului, tu ai spus că am venit să ne petrecem. Păi de ce ați venit? Cine ai venit? Ai venit păi cu Mihai venit Barbu. Singură, da. Prietenul meu Mihai Barbu la saxofon, am venit cu o jiană frumoasă. Dacă toți suntem la munte, să cântăm ceva de oi, nu? Ioi, da, să cântăm ceva de oi pentru toți telespectatorii. Sigur. Și pentru toți făgărășenii, așa? Așa e, le dedicăm din suflet. Este o piesă de pe primul nostru album, să zicem așa, sperăm până la sfârșitul anului să reușim așa, să zicem, un bebeluș mai mic de Moș Crăciun, ajută, să vină ceva frumos. Ajută. Pe lângă asta avem și o colaborare frumoasă cu un artist cunoscut. Nu o să dau numele, să fie surpriză, sperăm să fie pe placul tuturor. Așa Doamne că ajută. Dedic Jiana tuturor celor care ne urmăresc. Doamne ajută, gânduri frumoase le transmitem telespectatorilor noștri. Le mulțumim gazdelor noastre de aici, de la grupul hotelier Miruna, pentru că ne-au primit cu brațele deschise, cu ospitalitate și vrem, desigur, să vă și cântăm. Am zis mai întâi și mai întâi să ne cânte Sorin Bârsan, să ne cânte și Mădălina Grama și să ne cânte și Cătălin Doinaș. Șapte medalii de aur au câștigat vinurile Cotnar la cel mai recent concurs internațional de vinuri. Șapte luni Cotnar vă face cinste cu câte șapte premii în fiecare lună. Trimiteți în plic oricare șapte topuri cu inscripția Cotnar și puteți câștiga prin tragere la sorți un weekend pentru două persoane la Gura Humorului la Hotel Best Western Bucovina, Club de Munte. Probleme urgente? În cazurile de diaree acut acționează rapid cu Lopegen. Lopegen. La nevoie se cunoaște. Noi am angajat că de muncă e, dar e din ce în ce mai greu să găsești oameni pregătiți. Unii se duc și fac o facultate. Și apoi le e greu să-și găsească un serviciu. Dar de meseriile noastre mereu va fi nevoie. Că nici casele nu se vor construi pe calculator. Și nici cumpărăturile nu se vor face doar pe internet. În meseriile noastre, tot tinerii sunt viitorul. Și unde, dacă nu la școală, pot învăța cel mai bine valoarea cinstei? Bucuria lucrului bine făcut, dar și o meserie care, vorba aia, e brățară de aur. Alege Bucegi. Împreună susținem proiectul Meserii pentru România, prin care ne implicăm în modernizarea școlilor post-liceale. De la Bucegi, pentru inima României, cinste vouă. Port proteză dentară, însă nu foloseam crema adezivă. Într-un final, la nunta fiicei mele, m-am decis să încerc crema adezivă Corega. Corega a trecut testul cu brio. Proteza nu s-a mișcat deloc și nu a pătruns nimic sub ea. Corega ajută la fixarea protezei dentare până la 12 ore și împiedică resturile alimentare să pătrundă sub ea. Datorită cremei Corega, am uitat de proteză. Acum folosesc Corega în fiecare zi și sunt din nou eu însămi. Care șapte dopuri cu inscripția Cotnar trimise în plic vă pot aduce premiul. Un weekend pentru două persoane la Best Western Bucovina, Club de Munte. Tata zicea că meseria e potcoavă de aur. Noroc am înțeles și m-am pus pe treabă. Atenți la fiecare detaliu, nu ne-am oprit până n-a ieșit perfectă. O potcoavă norocoasă, cu totul și cu totul de aur. Dacă ai noroc, una poate fi a ta. Caută sub capac și câștigă premii meșteșugite. Și ideile tale pot deveni povești frumoase, cu un împrumut simplu la momentul potrivit. Acum împrumutul Provident îți poate aduce un premiu de 1500 de lei. Lista câștigătorilor din fiecare săptămână este disponibilă pe provident.ro. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi.
Ce îți oferă statul? Statul în picioare îți poate oferi picioare umflate și obosite. Dar stai liniștit. Devaricid plus check cu extract de castane este benefic pentru problemele picioarelor. CD extraordinar Fuego și Dan Spătaru doar cu revista Taifasuri. Un album unic Fuego și Dan Spătaru exclusiv cu Taifasuri. Serenadă pentru Dan Spătaru. Toate hiturile lui Dan Spătaru interpretate magistral de celebrul Fuego. Sărâncuță, sărâncuță, trecea fanfara militară. Nu m-am gândit la despărțire. Sau te așteaptă un om. Melodiile nemuritoare ale inegalabilului Dan Spătaru, cântate în premieră de Fuego. Atenție, CD exclusiv, tiraj limitat. Un CD pe care nu puteți să-l ratați. Taifasuri apare joia. Balonare și flatulență? Kebene Plus, combinație unică în România cu simeticonă și cărbune activ, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
munte pe o creangă de brad. Măicuța-i cu lacrimi multe pe obraz, de suspin și supărare și să trăiască și praful va s-o cunoască.
dat. Munții stau cu vârful nori, oarai cântând plin cu flori. Așa-i viața mea frumoasă și Muntenia mi-e casă. Cine vine pe la noi se întoarce într-un alt cotoi. Când se copile toate să dă vin pe sânturate. Cine vine pe la noi se întoarce într-un an sau doi. O zi măcar să trăiască și Prahova s-o cunoască. Lai,
na na na. Batea cu casa din viață, la 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 la. Nu mă uită niciodată, la 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 la. Că i-am dat ură într-o scară, la 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 la. Când dorul umbla pe afară, la 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 la. Că i-am dat ură într-o scară, la la la.
să fii mai bună. Să te trezești mai veselă. Să pornești mai energică. Să fii mai în formă. Să arăți mai bine. Să respecti mai ușor dieta. Ca să te simți mai bine, mănâncă inteligent. Grâu întreg păstrează în întregime fibrele și mineralele din grâu, fără euri și fără conservanți. Grâu întreg. Trăiește-ți viața inteligent. Dureri menstruale sau afecțiuni ale tractului urinar? Antispasmin rezolvă rapid crampele dureroase abdominale cauzate de acestea. Antispasmin, aliatul tău împotriva crampelor dureroase abdominale. Noi am angajat, cât de muncă e. Dar e din ce în ce mai greu să găsești oameni pregătiți. Unii se duc și fac o facultate. Și apoi le-e greu să-și găsească un serviciu. Dar de meseriile noastre mereu va fi nevoie. Că nici casele nu se vor construi pe calculator. Și nici cumpărăturile nu se vor face doar pe internet. În meseriile noastre tot tinerii sunt viitorul. Și unde, dacă nu la școală, pot învăța cel mai bine valoarea cinstei? Bucuria lucrului bine făcut, dar și o meserie care vorba aia e brățară de aur. Alege Buceci. Împreună susținem proiectul Meserii pentru România, prin care ne implicăm în modernizarea școlilor post-liceale. De la Buceci, pentru inima României, cinste vouă. După orice mâncare, Colebil pune bila pe picioare. Oricare 7 dofuri cu inscripția Cotnar trimise în plic vă pot aduce premiul. Un weekend pentru două persoane la Best Western Bucovina Club de Munte. Ce îți oferă statul? Statul în picioare îți poate oferi picioare umflate și obosite. Dar stai liniștit. Evaricid plus C cu extract de castane este benefic pentru problemele picioarelor. Și paharel pentru oameni.
oameni gospodari, mai toarnă, măi! Paharel de vin ales, dul și paharel, pentru gospodari cules, măi! Paharel de la cotnare, dul și paharel, pentru oameni gospodari, mai toarnă, măi! Paharel de vin ales, dul și paharel, pentru gospodari cules, măi! Paharul de la cotnari, măi oameni, paharul de vin ales, dul și paharul, pentru așa nunță cules, măi. Închinați-a gospodari, paharul de la cotnari, măi, paharul de vin ales, pentru așa nunță cules, ia-ca-șa, ia-ca-șa, ia-ca-șa-șa-șa. Și vă aștept în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 16:30, la Sănătate înainte de toate. Mare atenție mare! Etno TV organizează, filmează și difuzează spectacolele din zilele localității dumneavoastră. Dispunând de o scenă încăpătoare, de relații strânse cu cei mai buni artiști, de focuri de artificii spectaculoase și de o echipă tehnică profesionistă, Etno TV realizează spectacolele dumneavoastră de la A la Z. Doar trebuie să ne sunați la număr de pe ecran, iar petrecerea e ca și făcută. Spectacole adevărate, fără dureri de cap. Vino alături de noi într-o călătorie muzicală ce te va purta pe tot cuprinsul țării și ascultă, simte, petrece pe muzica neamului nostru. Dor Călător deschide lada de zestre a folclorului românesc. Ai avut o copilărie frumoasă? Nu. Părinții mei s-au despărțit când am avut 2 ani. Andreea, cum este să fii fiica Nicoletei Voica? Mama este, a scris o pagină de istorie în muzica populară din Banat. De onoare a folclorului românesc. Este viața mea. N-aș fi vrut să fiu o copie a mamei mele. Nimeni nu are nevoie de a doua Nicoleta Voica. Tu ai personalitatea ta vocală. Unde l-ai cunoscut pe am cântat la cel unul care urma împreună să fie soț? Am știut că el va fi. I-am spus mamei că în următoarea mea vacanță în România am să-l caut pe Dean. Și am să mă este jumătate. Pentru celălalt. Cum trăiți? Frumos. Ce vă lipsește? Nimic. Copii. Inimioară, inimioară, inimă, inima mea. Cum ar fi fost viața ta fără cânt? Eu nu am niciun rost pe lumea asta dacă nu pot să cânt. Muzică egal viață. O făcut mama așa, la 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 la, să cânt și să știu juca, la 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 la.
Eu mă